Făgărașul s-a alăturat ca de fiecare dată programului derulat în perioada 16-22 septembrie dedicat mișcării în aer liber, săptămâna mobilității. Mai multe activități în aer liber dedicate atât copiilor cât și adulților, având ca scop promovarea mersului pe jos cu bicicleta sau cu mijloacele de transport în comun, vor avea loc în această săptămână. Bikeathon este unul din evenimentele de amploare care va avea loc sâmbătă în Făgăraș. De asemenea, marți, începând cu ora 12 în fața primăriei, sunt așteptați copiii pentru a lua parte la flashmob sau alte jocuri dedicate lor. Anual, da, municipiul Făgăraș se înscrie în săptămâna mobilității la inițiativa Comisiei Europene. Așteptăm ca făgărășenii să-și schimbe comportamentul, să se deplaseze sustenabil în această săptămână. Promovăm transportul public local. O să avem surprize dacă vom călători cu autobuzul. O acțiune foarte mare, să zic așa, la nivel de municipiu este Bikeathon-ul Țării Făgărașului. Sâmbătă se desfășoare cu plecare de la cetate. Iar marți, în fața primăriei, în părculețul din fața primăriei, vom avea asociații, cluburi care își vor promova activitățile și de asemenea se vor desfășura flashmoburi sau diferite jocuri pentru copii. Campania care are ca temă în acest an Alege, schimbă, combină, încurajează făgărășenii să ia în considerare consecințele modului lor de deplasare, propunându-le ca alternative mersul pe jos cu bicicleta sau transportul în comun. De asemenea, campania își propune să combată percepția negativă și să promoveze aceste moduri de deplasare ca distractive, sănătoase și prietenoase cu mediul înconjurător.